Momentan am un salon. Salonul meu este un salon de epilare definitivă pe care l-am deschis anul acesta, în ianuarie. Deci pot spune că am un an de zile. Și cu ce pot să spun că am pornit? La 18 ani, după ce am intrat la facultate, am început să cochetez cu modelingul. Lucru pe care l-am făcut timp de 4 ani de zile, pe perioada facultății. Am lucrat și afară și în țară, dar la un moment dat trebuie să pui punct și să încep să faci altceva. Cum am hotărât eu să-mi deschid salonul? Este tot în domeniul frumuseții. Mie mi se pare că este foarte simplu de gestionat și de lucrat într-un salon de frumusețe cu clienți care sunt femei, sunt doamne, lucrez foarte mult cu persoane care vin la tine să se înfrumusețeze. Nu este foarte greu de gestionat. De ce spun asta? Pentru că nu sunt mulți angajați. Și pe mine mă speria gândul ăsta de mulți angajați, pentru că eu când m-am hotărât aveam 24 de ani. Și la 24 de ani, fără experiență, nu am fost angajată în altă parte, deci nu pot spune nici măcar că aveam experiența de angajat. Mă speria un pic ideea să... Și bine, nici nu cred că aș fi putut să deschid o afacere într-un domeniu în care să nu mă pricep, gen, nu știu, un service auto, sau o afacere în care să am mulți angajați, pentru că nu aveam experiență și să lucrez cu oamenii mi se pare cel mai greu. Într-adevăr, este cel mai frumos, dar este și cel mai greu. Ok, și mi-am luat inima în dinți și m-am hotărât, am zis că eu vreau să am business-ul meu, oricât de mic ar fi sau oricât de puțin bani aș câștiga și oricât de mare ar fi munca, vreau să știu că construiesc eu ceva, că este ca un copil, pur și simplu. Și ai cea mai mare satisfacție nu când câștigi bani, nu când ai foarte mulți clienți, asta referindu-mă tot la partea financiară. Cea mai mare satisfacție este momentul în care vezi că din munca ta se văd rezultatele. Cât de greu ți-a fost? Nu mi-a fost ușor. Dar nu pot să spun că mi-a fost extraordinar de greu. Cred că în momentul în care ești hotărât să faci un lucru, ai acel entuziasm care îți dă putere. Și la început m-a ajutat chestia asta, iar apoi m-au ajutat rezultatele pe care le-am văzut. A fost greu la modul că nu am mai avut timp să ies în oraș, n-am mai avut timp pentru mine, n-am mai avut timp să dorm 10 ore pe zi cât dormeam înainte, dar ce pot să spun, am meritat și dacă ar fi să iau de la capăt, aș face același lucru. Câte ore muncești pe zi? În medie cam 10 ore. De luni până vineri, iar sâmbăta undeva la 6 ore, mai puțin. Ce visuri ai? Știi, întrebarea clasică de interviu, cum te vezi peste 5 ani? Bine, nu știu, pe mine, eu nu stau foarte mult să mă gândesc la chestia asta, pentru că omul se schimbă. Se schimbă de la o zi la alta, dar minte de la un an la altul și pot spune că da, într-adevăr, am niște visuri în momentul de față, dar nu știu dacă peste 3 ani de zile sau 4 ani de zile voi gândi la fel. Și eu sunt adepta pasului, mersului pas cu pas. Adică nu vreau să mă gândesc că peste 5 ani de zile vreau să fiu miliardar și să am, nu știu ce, un lanț de saloane în București. Pentru că nu știu ce o să fie și prefer să iau pas cu pas, să mă gândesc ce e de făcut mâine ca să cresc ușor, dar sigur. Cum, dacă ar fi să fii întrebată, să dai niște sfaturi din experiența ta, unui tânăr care vrea și el să intre acum în viață, ce îi spune? Să aibă curaj, în primul rând. Nu există, nu se poate. Și eu mă gândesc întotdeauna, dacă alții au putut, eu de ce n-aș putea? Adică, până la urmă, ne-am născut toți egali.
mai puțin cei care s-au născut fii de șeici sau prinți, suntem toți egali și dacă cel de lângă mine a putut, eu de ce să nu pot? Ce tip de cărți citești? În ultimul an nu prea citesc, dar o să vreau să-mi reiau acest obicei de a citi. Nu am avut timp să citesc în ultimul an, pot să vă spun, în schimb, cartea mea preferată. De fapt, sunt două cărți preferate, Pe aripile vântului și Shogun. Sunt două cărți din care eu am învățat foarte mult și care mi-au plăcut extraordinar și pe care cred că le-aș reciti în fiecare lună, dacă mi-ar permite timpul. Super. Și un cuvânt de încheiere? Un cuvânt de încheiere... Un îndemn? Un îndemn. Cred că ar trebui să le spun mai ales celor de vârsta mea, pentru că nu mi-aș permite să dau un sfat celor de o vârstă înaintate care automat au experiența vieții pe care eu nu am. Dar celor de vârsta mea este, îndemnul este să aibă curaj și să facă, pentru că nimic nu este imposibil. Super!